Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trafic mai lejer în oraș înseamnă că unii consideră că ăsta este momentul să-i dea talpă, cum se spune. Sunt peste 400.000 de accidente rutiere anuale în România. Adică să zicem și acest număr, că de obicei vorbim numai despre faptul că România este în topul mortalității rutiere în Uniunea Europeană. Știm asta și nu de ieri de azi. De zeci de ani suntem acolo, dar să spunem și numărul în sine, 400.000 de accidente rutiere, sigur, nu toate, slavă cerului, nu toate se lasă cu răniri, cu mutilări sau cu morți, dar multe accidente și multe despăgubiri. România e și în topul despăgubirilor care sunt plătite în baza RCA. Deci, pentru fiecare accident, asigurătorii din România plătesc în medie despăgubiri de aproximativ 2160 de euro. Ceea ce este mai mult decât țări din aceeași zonă. Adică, pentru comparație, în Polonia, dauna medie RCA este de 1690 de euro. Deci cam cu 400 de euro în plus, 4-500 de euro în plus față de noi, da? În Ungaria, 1920 de euro. În Croația, 2010 euro. Dauna medie, România, vă reamintesc, 2160 de euro. Deci, despăgubiri cu până la 28% mai mari decât în Polonia, de exemplu. La telefon este instructorul de conducere defensivă și fostul pilot de raliu, Titi Aur. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă cer opinia noastră de specialist, de om care înțelege cum se șofează. De ce credeți că se șofează atât de imprudent și agresiv în țara noastră? Adică mulți șoferi români devin foarte responsabili imediat ce trec granița spre vest și, dimpotrivă, când se întorc în țară, după ce au mers bine prin Ungaria, prin Austria, prin Germania, prin nu știu ce, practic aici se dezlănțuie. De ce? Aș mai completa puțin la ce a spus, la acele cifre. În țările în care ați spus noastră că e, să zic, media pe fiecare despăgubire mai mică decât în România și procentul de daune este mai mic, în sensul că România face 6,2% din mașinile asigurate fac accidente, pe când în Croația, de exemplu, numai 1,60% și în Polonia numai 3%. Adică în țările vecine, care au fost în același sistem cu noi înainte de Revoluție, înainte de sau în timpul comunismului, s-a reușit o reducere mult mai mare sau o menținere mult mai mică a daunelor și a accidentelor mici, nu vorbim acum doar de morți. Să mai precizăm, numai o secundă, să mai precizăm un lucru, nu e o relație de creștere aritmetică, adică la 10 accidente o sumă, la 100.000 de accidente aceea sumă pe accident. Cu cât sunt mai multe, evident că sunt și costuri logistice de operare mai mari, deci de aceea crește. Vă rog. Și asta creează, povestea asta cu asigurările creează o problemă socială pe un anumit domeniu, adică creșterea RCA în mod special, și atunci sindicatele, șoferii din România, clienții din România vin și strigă la guvernul României: faceți ceva, că uite, în România RCA-ul e mare. Și guvernul nu are ce să facă, pentru că ar trebui fie să subvenționeze, fie să limiteze RCA-ul, ceea ce înseamnă că dau faliment asigurările. Sau să se ocupe, într-un cer vicios. Sau să se ocupe în mod serios de reducerea numărului de accidente din această țară. Aici vreau să ajung. Aici vreau să ajung, pentru că România nu are un plan adevărat pentru a reduce numărul de accidente. Există o strategie națională făcută de Ministerul Transporturilor împreună cu alte ministere. Se face o dată la 10 ani, se ține undeva pe un raft și nu se aplică aproape nimic din ce e acolo. Și în orice caz nu se reușește o aplicare corectă. Deci până când România nu va avea o adevărată strategie națională, că îi spunem plan, că îi spunem proiect, că îi spunem proiect de țară, că îi spunem orice am spune, dar prin care să se ia o serie de măsuri pentru a reduce numărul de accidente, nu vom reuși să reducem. Dar care ar fi aceste măsuri? Ce presupune planul acesta? Ce ar trebui făcut? Aceste măsuri înseamnă o îmbinare perfectă, ideală, dacă s-ar putea, între cele două direcții, educație și coerciție. Pentru că o parte din șoferi, o mare parte din șoferi, fac accidente pentru că nu știu, pentru că n-am fost învățați, pentru că sistemul de școlarizare este insuficient de, sau programa școlilor de șoferi, pe urmă campaniile, pe urmă cursurile ulterioare, practic inexistente în România, fac ca să fii un șofer nepregătit pe stradă. Și dacă vă dau repede exemplu, școala de șoferi în ziua de astăzi,
este mult sub nivelul anilor 80, pentru că atunci se făcea conducere de noapte, se făcea poligon, se făcea cu adevărat teorie, se făcea cu adevărat, toată școala era mult mai bine gândită, organizată. Acum se face mult mai superficial, plus că ar fi trebuit să apară două capitole obligatoriu din punctul meu de vedere. Și unul este predarea a tot ce înseamnă evoluția tehnologică, sisteme de siguranță active și pasive, adică ABS, SP, controlul tracțiune, anvelope de armă de vară, diferențiale active, suspensie activă și așa mai departe, plus sistemele pasive, tot ce înseamnă în interiorul mașinii, centuri, airbag-uri, pentru că dacă nu știi să stai la volan, vei fi accidentat de airbag, pentru că tu nu stai în poziția corectă și multe altele. Plus că ar trebui capitolul 2 ce ține de conducerea defensivă, care în alte țări au devenit reguli de circulație, regula fermoarului, regula celor două secunde, cercul de siguranță. România nu a fost în stare până la ora actuală nici măcar să să legifereze, să spunem, distanța la care trebuie să stai față de mașina din față. Auzim mereu recomandări sau tot felul de propuneri. N-am menținut distanța de siguranță față de vehicul. Da, distanța. Și vine întrebarea, care este distanța? Bineînțeles că în România nu există o distanță legală la care trebuie să stau față de mașina din față. Toată lumea spune la distanța corespunzătoare, la distanța sigură, la distanța bună, la distanța... Ei, Germania, de exemplu, și numai Germania, și Suedia, și Belgia, și alte țări, au reușit să legifereze povestea asta. Și este atât de simplu și de banal. Două secunde. Este două secunde, dar ce înseamnă asta? Că nu asta poate fi legiferată. Este jumătatea în metri a vitezei pe care o ai, care înseamnă exact cele două secunde. Adică la 100 la oră faci 27 de metri pe secundă, în două secunde faci 54 de metri, deci aproximativ jumătatea vitezei pe care o ai. Și atunci fie știi să te orientezi și știi că n-ai voie la mai puțin de atâția metri câtă viteză ai, în fine, jumătatea vitezei în metri, fie nu merg cele două secunde. Dar România nici nu a legiferat distanța, nici nu te învață regula celor două secunde în școala de șoferi. Și atunci noi circulăm haotic și dacă eu merg în spatele dumneavoastră la 10 metri sau la 5 metri, la 130 la oră pe autostradă, dumneavoastră și poliția nu au ce să-mi facă, nu aveți ce să-mi faceți. De ce? Că așa consider eu că 10 metri sau 5 metri sau 10 centimetri este distanța sigură. Și dacă eu spun eu, Tite Aur, eu așa cred, tu din fața mea ce poți să faci? N-ai ce să faci, legal vorbind. Da, toată lumea știe că nu pot sau nu e o distanță sigură să merg la câțiva metri în spate la 130 la oră. Dar nici nu ai ce să-mi faci legal. Deci trebuie practic un proiect național, un plan național, și asta nu poate decât Guvernul României să facă așa ceva. Când Guvernul României, care o fi ăla, nu știm, va considera că avem o problemă cu accidentele, pentru că deocamdată guvernele toate care s-au succesat până acum nu au considerat că avem o problemă. Da, asta este de neînțeles. Cum să nu realizez că avem o problemă uriașă în condiții în care, cum spuneam, de zeci de ani România este în topul mortalității rutiere din Europa? Mulțumesc că a fost în direct în deșteptare instructorul de conducere defensivă și fostul pilot de raliu, Titi Aur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.